Nu există sfârșit de săptămână în care echipa medicală din urgență să nu fie nevoită să intervină pentru tratarea victimelor actelor de violență. Nu a făcut excepție de la regulă nici acest sfârșit de săptămână. 4 pacienți, dintre care o femeie în vârstă de 72 de ani și 3 bărbați cu vârsta cuprinsă între 21 și 41 de ani, au avut nevoie de tratament de specialitate în urgență pentru diversele leziuni suferite post-agresiune. Leziuni care, din fericire, nu le-au pus în pericol viața. Nu a fost nevoie de internare pentru nici unul dintre pacienți.